Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat astăzi în mijlocul comunității parohiei Secășeni. Ierarhul a binecuvântat lucrările efectuate la Biserica Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril și a oficiat Sfânta Liturghie. Am socotit de bine că, iată, înainte de a începe postul Paștilor, să venim aici să sfințim sfintele uși, icoanele care s-au așezat pe ușile împărătești și pe ușile diaconești, dar și o icoană restaurată cu Sfântul Arhanghel Mihail, descoperită deasupra intrării în Sfânta Biserică. Totodată, Părintele Paroh, împreună cu credincioșii, au organizat o slujbă de pomenire pentru preotul Petru Bernaz, care își doarme somnul de veci în avlia bisericii. Ne-am bucurat de asemenea foarte mult că au venit mulți credincioși astăzi la Sfânta Biserică, unii dintre ei s-au împărtășit cu Sfintele Taine, mai ales că de mulți ani nu a mai slujit aici. Este o parohie mică, o parohie cu puțini credincioși, dar foarte inimoși și întotdeauna răspund afirmativ chemării preotului atunci când biserica are nevoie de ajutor. Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată, ierarhul l-a hirotesit sachelar pe Părintele Paroh. Părintele Ionuț Puiu împlinește, zic eu, pe deplin munca de apostolat și misiunea preoțească și pentru faptul că locuiește cu familia în parohie și pentru faptul că această biserică, monument istoric, ce datează din 1664, se întreține cu foarte mare greutate. Binefăcătorii lăcașului de cult au primit din partea ierarhului diplome de recunoștință. Lucrările pe care noi ne-am străduit în ultima perioadă să le realizăm la biserica noastră. Cu siguranță știți că nu ne-a fost ușor, pentru că avem o comunitate mică aici în Secășeni, însă pe cât de mică, pe atât este de inimoasă. Și atunci când vine vorba de o lucrare, atât cât se poate, încearcă să-și dea concursul fiecare credincios. Biserica Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril din Secășeni a fost construită între anii 1664 și 1668.